Un bărbat de 58 de ani a fost strivit de un tractor în timpul lucrărilor agricole. Tragedia s-a produs luni în localitatea Căinarii Vechi din raionul Soroca. Potrivit poliției, victima era pasager și a sărit din tractorul aflat în mișcare pentru a urca în vehiculul său. În acel moment, șoferul de 63 de ani efectua lucrări în câmp. Bărbatul a fost prins între discurile din spate ale tractorului și a murit pe loc. În acest caz a fost pornit un proces penal pentru stabilirea circumstanțelor producerii tragediei.